Bună ziua, stimați telespectatori! În ediția de astăzi a emisiunii Fețele Istoriei continuăm problematica pe care am deschis-o cu câteva emisiuni în urmă legată de regimul comunist în perioada anilor 1948-1964, perioadă care mai este cunoscută și sub denumirea de epoca Gheorghe Gheorghiu Dej. Un număr de emisiuni au fost dedicate, așa cum vă spuneam și data trecută, a ceea ce s-a întâmplat în interiorul Partidului Comunist, a modalităților de cucerirea puterii politice, a luptelor interne și, bineînțeles, a punerii în practică a tezelor marxist-leniniste și în special a celor staliniste cu privire la construirea unei noi societăți, este vorba despre societatea comunistă. Emisiunea trecută am dedicat-o unui moment, să spunem, mai special în ofensiva comuniștilor pentru cucerirea întregii puteri politice și subjugarea întregii țări, și anume este vorba de distrugerea ultimelor baraje din calea sovietizării țării și comunizării țării, care o reprezentau gospodăriile țărănești. Și am purtat o discuție cu invitata de emisiunea, din emisiunea trecută, cu doamna profesoară Lidia Coroi, despre colectivizare. La momentul acela noi spuneam că era important acest lucru pentru Gheorghiu Dej și elita sa politică, deoarece dacă lumea urbană fusese pacificată și adusă sub sistemul elitei comuniste, lumea rurală încă nu ajunsese în această stare, iar ea reprezenta, un fapt deloc neglijabil, aproximativ 76% din populația României. Prin urmare, colectivizarea, am văzut în emisiunea trecută, a început în forță, prin diverse mijloace, sigur având ca și principal, să spunem, mijloc de afișare, munca de lămurire a oamenilor. În fond, în spatele acestei munci de lămurire, au fost numeroase presiuni, numeroase deportări, de asemenea, au fost arestări, plimbări cu duba, până când țăranii pe rând trebuiau să cedeze în fața acestor presiuni. Fapt elocvent este, dacă ne referim și la modalitatea de represiune care a reprezentat o colectivizarea, că peste 80.000 de țărani, și atenție, nu în totalitate, chiaburi, așa cum era definit termenul chiaburi, au fost închiși, iar 30.000 au fost judecați și condamnați la ani grei de detenție, la muncă forțată. Regimul încerca astfel să asalteze ultima baricadă a rezistenței proprietății, și anume a proprietății țărănești. Această perioadă a colectivizării, care a cunoscut, așa cum ne spunea și doamna profesoară în emisiunea trecută, etape diferite și modalități diferite în ceea ce privește evoluția ei, fie mai amplificată, iarăși mai retrasă, din nou mai amplificată, s-a desfășurat între anii 1949-1962. La sfârșitul anilor 62 se putea raporta sau se raporta Partidului Muncitoresc Român, fostul Partid Comunist, că 60% din proprietatea, din terenurile agricole României erau deja în posesia CAP-urilor, adică cooperativelor agricole de producție, 30% erau în posesia gospodăriilor agricole de producție și numai 9% din proprietate, din proprietatea asupra terenurilor, a rămas țăranilor, mai ales în zonele dificile de munte, acolo unde nu s-a putut face colectivizarea.
Ce a însemnat aceasta? Sigur că a însemnat distrugerea unei categorii sociale individuale și transformarea ei într-o categorie socială masivă de grup, în care proprietatea comună asupra pământului, uneltelor, vitelor, mai târziu mașinilor agricole și așa mai departe, era cea determinantă. Sigur că foarte mulți țărani și-au apărat avutul, și-au apărat gospodăria, uneori chiar au produs anumite mișcări, cum a fost și rebeliunea aceasta din zona Bradului, foarte puțin cunoscută, despre care am aflat în emisiunea trecută, dar până la urmă regimul, prin toate mijloacele pe care le-a avut la dispoziție, a ieșit victorios. Anul 1962, deci, reprezenta perioada de încheiere a colectivizării, astfel încât comuniștii puteau raporta că, cităm, socialismul a ieșit victorios atât la orașe cât și la sate. Astăzi, în emisiunea pe care o continuăm privind rezistența și represiunea, noi ne vom ocupa despre sistemul torționar, și anume sistemul închisorilor comuniste. Deoarece înfrângerea atât a elitei politice cât a elitei intelectuale, până la urmă chiar a țărănimii, a celor care se împotriveau acestui sistem, nu a putut să fie făcută decât prin împânzirea României cu peste 300 de închisori, dintre care unele sigur că vor rămâne în istorie ca închisori de tistă amintire, închisori în care au fost exterminați atât de-a valma, atât oameni politici importanți, foști demnitari ai României, foști prim-ministri, o elită de intelectuali, de oameni de cultură și muncitori, țărani, toți cei care se împotriviseră regimului. Pentru emisiunea de astăzi l-am invitat pe colegul nostru și prietenul nostru, domnul Adrian Liga, vicepreședintele Asociației Profesorilor de Istorie, căreia îi spun bine a venit. Bine v-am găsit. Și cu care vom începe în curând să discutăm despre tematica pe care ne-am propus-o. Înainte însă de a intra în amănuntele acestei tematici, vreau să vă prezint câteva lucrări care au stat la baza documentării pentru această emisiune, și dar și pentru emisiunile trecute. Unele dintre ele vi le-am mai prezentat. Este vorba de Cezar Stanciu, Traversând Infernul, o scurtă istorie a comunismului românesc, 1948-1989, în cadrul unei colecții Biblioteca Siget, lucrarea lui Denis de Letont, România sub regimul comunist. Există, iată, și o preocupare a unor istorici străini pentru sistemul comunist din România. De asemenea, pentru că ne vom referi astăzi la o serie de închisori care au fost celebre, între ghilemele, din punct de vedere negativ, vă prezint o altă carte. Este vorba de cartea profesorului dr. Nuțu Roșca, Închisoarea elitei românești. Această carte se referă la închisoarea celebră, închisoare din Siget. De asemenea, o închisoare unde s-a petrecut un fenomen nu numai grotesc, ci chiar de un sadism ieșit din comun, chiar în cadrul și în interiorul sistemului și gulagului comunist, este vorba de cartea lui Alin Mureșan, Pitești, Cronica unei sinucideri asistate, și despre un fenomen care s-a petrecut tot în această perioadă, și anume o carte a lui Nicoleta Ionescu Gură, Dimensiunea represiunii din România în regimul comunist, dislocări de persoane și fixări de domiciliu obligatoriu. Prezentând această, să spunem, scurtă bibliografie, care vă poate sta și dumneavoastră la dispoziție, dacă căutați aceste lucrări în librării, pentru a vă documenta mai bine, întrucât în minutele unei emisiuni, sigur, este dificil de a aborda în extensie toate problemele legate de o perioadă, de un eveniment istoric, și mai ales de o perioadă atât de tumultoasă și agitată cum a fost perioada anilor 1948-1964, sigur că aceste lucrări sunt binevenite. Și acum, stimate coleg, am vorbit despre rezistență, represiune,
represiune și rezistență, ele sunt legate indisolubil, întrucât fac parte în același sistem în care o categorie socială sau mai multe categorii sociale se împotrivesc pentru început instaurării unui sistem, iar represiunea care încearcă să fixeze acel sistem prin forță. Da, așa este. Cred că încercăm să atingem cu și cu această emisiune un subiect pe de o parte foarte vast, pe de altă parte destul de interesant ca și analiză. Sistemul penitenciar în România comunistă presupune o analiză pe multiple, să spunem așa, laturi și cu are foarte multe fațete. Aș începe cu câteva, să zic, aprecieri generale și de introducere. În primul rând, trebuie spus de la bun început că tot ceea ce a însemnat sistem penitenciar și concentraționar în România a fost în primul rând un loc de eliminare, un loc de reeducare, evident în sensul ideologic comunist, un loc de torturare, de supraveghere și de distrugere fizică și psihică sistematică a tuturor opozanților și nu numai opozanților, a celor care ar fi putut să se opună conform aprecierilor regimului, să se opună, evident, noi ordini comuniste. Pe de o parte. Pe de altă parte, punerea la punct, să zic așa, a acestui sistem sistematic, penitenciar, s-a făcut, evident, începând cu 1945, mai ales după 6 martie 1945, și în acest caz, elita politică comunistă nou instaurată în România a copiat modelul sovietic și în mod deosebit modelul gulagului, așa cum probabil telespectatorii noștri cunosc. De asemenea, în 1945 rețeaua penitenciarilor din România se ridica la 74 de închisori. Și dumneavoastră, într-adevăr, ați spus, de la aceste 74 de închisori s-a ajuns în perioada de vârf a regimului, să spunem în preajma anilor 60 și după, la 319 locuri de detenție, deci de închisori, dar nu numai închisori, centre de anchetă, care evident că au jucat și acest rol, de asemenea locuri de deportare, colonii de muncă, locuri unde au avut loc, mă rog, execuții, s-au găsit gropi comune și așa mai departe. Au fost inventariate și probabil că nici această listă nu este definitivă, este totuși o listă parțială, 319 astfel de locuri, să zicem, ale suferinței, în cea mai mare parte pentru motive politice. În 1945, închisorile românești, cele 74, ofereau cam circa 15.000 de locuri, ori, ca să prin comparație, aș aminti numai faptul că la închisoarea de la Aiud, la un moment dat, într-un moment de vârf al represiunii, s-a ajuns la vreo 4.000 și ceva de deținuți, sau, știu eu, la Poarta Albă, de asemenea la 12.000 și chiar mai mulți de deținuți pentru muncă la canal. În 1945, nou regim, odată instaurat, a trecut destul de repede la o specializare și la o clasificare a penitenciarelor existente atunci. Lucrul acesta s-a făcut chiar undeva la 4 decembrie 1945.
penitenciarele la momentul acela, după care urmează o altă reorganizare, începând cu 1948. Dar în 1945, penitenciarele încercau să concentreze, cele existente, încercau să concentreze dușmanii poporului diverse centre. Spre exemplu, la Iud au fost concentrați inițial, deținuți inițial cei pentru pedepse politice, cei care primiseră muncă silnică pe viață, cea mai mare parte a legionarilor prinși atunci. La Craiova, la Gherla, la Oradea, cei care au primeau muncă silnică cu, nu pe viață, deci cu un număr de ani. Alte penitenciare, spre exemplu la Alba Iulia, la Arad sau la Dumbrăveni, toți cei care au primit temniță grea. La Dumbrăveni, spre exemplu, a fost închis, au fost închiși cam toți criminalii de război considerați de către regim atunci. Și sigur, celelalte 10 de închisori care concentrau pe deținuții care primiseră pedepse corecționale de la 6 luni la 12 ani. Și aici aș face o paranteză, Deva numărându-se printre penitenciarul de la Deva, numărându-se printre cele care aveau deținuți cu închisoare corecțională de la, mă rog, 6 luni până spre 12 ani. Până în 1949, penitenciarele românești au rămas în subordinea Ministerului Justiției, condus de Lucrețiu Pătrășcanu, după care Direcția Generală a Penitenciarelor, începând cu 6 martie 1949, trece evident ca direcție în cadrul Ministerului Afacerilor de Interne. Începând deci cu această perioadă, cu această trecere a Direcției Penitenciarelor la Ministerul de Interne, se începe să se producă o organizare și mai sistematică a regimului deținuților și mai ales sau inclusiv a deținuților politici și chiar a celor de, așa zis, de drept comun, dar de fapt tot deținuți politici, pentru că se trece la efectiva militarizare a sistemului penitenciar, pentru că în septembrie 1948 se aprobă un regulament secret destinat închisorilor cu deținuți politici. Acest regulament cu caracter secret, evident, a fost inspirat de un regulament similar sovietic și care, așa cum am spus chiar de la început, viza o exterminare lentă, o izolare totală de familie și de societate, înfometare, lipsa asistenței medicale, mă rog, foarte, foarte, foarte multe privațiuni descrise într-o mare parte a lucrărilor apărute în ultimii 20 de ani. De asemenea, tot din 1948-1949, mai toate închisorile au ofițeri politici, sigur, ca și în armată, ca locțiitori de comandanți, la rândul lor comandanții închisorilor fiind persoane sigure, selectate dintre activiștii de partid. Tot începând sistematic cu această perioadă 48-49, se produce așa zisa primenire politică a corpului de gardieni și sigur că pentru discuția noastră merită de amintit totuși capii conducătorii care au încercat să pună la punct acest sistem, să-l reglementeze. Noi am mai pomenit și cu ocazia unor emisiuni anterioare, este vorba evident de Emil Botnăraș, de Marin Gianu, în acest caz, de Alexandru Nicolski,
De asemenea și, mă rog, o amprentă specială în cadrul Direcției Penitenciarelor, câțiva, trei ofițeri importanți, Iosif Nemeș, Tudor Sepeanu și Ioan Baciu. Dar aș dori să spun aproape de la început următorul lucru. Pe lângă reglementarea, să spunem așa, exterminării opozanților regimului, reali sau imaginari, și reglementarea acestui aspect prin structurile Ministerului de Interne și mai ales ale Securității Poporului, sistemul penitenciar comunist s-a perfecționat, să zic așa, pe parcurs prin oamenii care au fost utilizați pentru eliminarea opozanților. Opozanților, sigur. Pentru că ai pomenit două nume, este vorba de Marin Jianu și Alexandru Nicolski, ei încă din luna mai anului 1948 se făcuseră remarcați pentru declanșarea celebrelor procese de spionaj economic și de sabotaj economic, în care au fost incriminați o serie de mari industriași că își sabotează propriile întreprinderi pentru a împiedica așa zisă naționalizare. De fapt, aceste procese, într-o formă mascată, prevedeau sau prevesteau, de fapt, ceea ce urma să se întâmple la 11 iunie, când se va da acel decret de naționalizare a mijloacelor de producție. În orice caz, cei doi deja se făcuseră remarcați. Apoi, tot grija regimului este foarte atent îndreptată și spre reglementări în codul muncii. Spre exemplu, în 1950, munca forțată este introdusă în codul muncii și chiar cu precizarea pentru că aceasta este făcută pentru educarea elementelor dușmănoase din Republica Populară Română și cu ocazia aceasta, deja având în bază o reglementare, acel cod al muncii, încep deschiderea șantierelor de muncă forțată, dintre care în curând vor atinge peste 80.000 de persoane. La fel, atenția acestor șantiere era îndreptată spre exterminarea celor care se împotriveau regimului, dar atenție, dintre care jumate dintre ei, aproximativ 40.000, vor fi la canalul Dunăre-Marea Neagră. Nu este acel canal Dunăre-Marea Neagră construit pe timpul lui Nicolae Ceaușescu, este o construcție începută de către Gheorghe Udeș, dar se pare încheiată că... Încheiată tot de el. Da, încheiată tot de el, dar se pare că la indicația lui Stalin și pentru cei care au citit romanul cel mai... Încheiată tot la indicația însă a lui Hrușciov, lui Hrușciov în 53, da. Și pentru cei care au citit romanul cel mai vit dintre pământenea lui Marin Preda, acolo se redă într-un fel imaginar, dar pe un fapt real, o discuție între Gheorghe Udeș și Stalin, în care acesta îi și spune cum trebuie decimat toți cei care se împotrivesc regimului și îi spune, construiește un canal și du-i acolo să lucreze, după care o să vezi că mare parte din ei vor dispărea. Iată deci că există o grijă a regimului pentru reglementări legale, există însă și decrete secrete, așa cum este cel de organizarea penitenciarului, care nu este făcut cunoscut opiniei publice și bineînțeles că regimul își creează în același timp și aparatul tehnic, își creează și aparatul legislativ și închisorile încep să fie din ce în ce mai numeroase, ajungând la cele 319 închisori. Da, pentru că ați amintit de încadrările juridice ale opozanților, real sau imaginari, de departe cele mai multe condamnări în jur de 30% au fost pentru uneltire contra ordinii sociale. Este celebrul articol 209 din codul penal de atunci, articol care permitea foarte lejer încadrarea tuturor deținuților politici, pentru că foarte ușor puteai să spui că cineva o acțiune sau alta
făcută, reală sau imaginare, era interpretată ca și uneltire contra ordinii sociale. Dar aș aduce în atenție și alte încadrări juridice, pe lângă aceasta uneltire contra ordinii sociale, în ordine, instigare publică, trecerea frauduloasă a frontierei. Acest lucru chiar se întâmplă, pentru că foarte mulți opozanți ai regimului, văzând că nu mai există mijloacele de a lupta în interiorul țării, au încercat să se refugieze în lumea liberă și, bineînțeles, și sigur, mai ales prin Iugoslavia. Era și spărtura titoistă și se încerca prin Iugoslavia o evadare din România, dar de foarte multe ori lucrurile s-au încheiat tragic, nu numai cu închisoare, chiar că împușcarea la frontieră și sigur pentru cei care au fost prinși, ani grei de închisoare. Dar sună bine în continuare și alte încadrări juridice, activitate contra clasei muncitoare, agitație publică, crime de război, și aici au unele poate evident, favorizarea infracțiunii, omisiune de denunț, crimă de uneltire, trădare, activitate intensă contra clasei muncitoare, deținere de arme, mai ales după război, publicații interzise. De asemenea, au fost foarte multe persoane deținute fără să fie realmente încadrate juridic, așa este vorba despre, deci fără să fie judecați și condamnați. Persoane care au fost, să spunem așa, deținute administrativ, pur și simplu, doar în urma unei decizii a securității, a securității poporului, și procentul e destul de mare în acest caz. De asemenea, vreo 32,6% cu încadrare nespecificate. Sigur, alte delicte, răzvrătire contra ordinii sociale, subminarea economiei naționale, spionaj, ofensă adusă autorității, ofensă adusă superiorului, instigare contra unui stat străin, dezertare, crimă împotriva umanității. Am dorit să subliniez aceste lucruri, evident și pentru că astfel de încadrări juridice astăzi în cea mare parte nu mai există și nu mai pot exista. Iar aceste încadrări permiteau foarte lejer abuzul, arestarea, condamnarea, închiderea pe diverse termene și chiar și condamnarea la moarte, pentru că ele nu erau, erau foarte flexibile, astfel încât mulți dintre cei care nu sau se împotriveau sistemului puteau fi rapid încadrați și scoși din circuitul luptei împotriva comunismului. Da, spuneam în prima parte a intervenției că după 1948 și mai ales pentru perioada 1948-1955, și o să spun imediat de ce anul 1955 în discuția noastră despre sistemul penitenciar ar putea să fie considerat un an de reper, pentru perioada deci 48-1955, închisorile din România au fost împărțite în patru categorii, categoria 1, 2, 3, 4, categoria 1 din care făceau parte evident celebrele închisori, ghilimele de rigoare, de la Iud, Gherla și Jilava, închisori din așa numita categoria 2, considerate penitenciare închise, pentru deținuții cu grad sporit de periculozitate, și aici o să-mi permit să enumăr foarte multe închisori. Pentru cele de categoria 3 și 4 nu, dar de categoria 2, Arad, Caransebeș, Cluj, Constanța, Craiova, Făgăraș, Galați, Mărgineni, Mislea, celebra închisoare pentru femei, Ocnele Mari, Oradea, Orașul Stalin, Brașovul, da, Pitești, Ploiești, Rahova, Suceava, Târgșor, Târgu Ocna, Timișoara, închisoarea de la Văcărești. La Târgu Ocna și la Văcărești funcționa și câte un spital. La Târgu Ocna erau deținuții cu TBC. Și evident,
alte zeci și sute de zeci de închisori de categoria a treia și a patra. Am încercat să aduc în atenție faptul că pe lângă deținuții cu proces și cu condamnare, o pondere importantă au avut-o internații administrativi în colonii sau, mă rog, în unitățile de muncă, și acestea evident că au făcut parte pe deplin din sistemul penitenciar din România, și astfel de colonii de muncă, cum au mai fost cunoscute, practic au fost răspândite pe tot cuprinsul țării, în foarte, foarte, foarte multe locuri, de regulă în locurile în care regimul începea să facă politica, să declanșeze politica de industrializare a țării. Dacă o să amintesc câteva localități, poate că înțelegem mai bine: Arad, Baia Mare, Baia Sprie, Bârcea Mare, Picazu, Borzeștiu, Bradu la noi, Buzău, Capul Midia, Cernavodă, Dedulești, da. Giurgeni, sunt foarte multe localități în Bărăgan, în Dobrogea, nu o să mai enumăr, Poarta Albă, Roșia Montană, Sibiu, Simeria, Zlatna, deci foarte, foarte multe colonii unde au fost internați deținuți politici fără proces. Sigur că cele mai cunoscute închisori sunt închisorile de la Sighet, chiar dacă închisoarea de la Sighet n-a fost o închisoare foarte mare, e asumat, recunoscut faptul, este închisoarea care practic a decimat elita, în primul rând elita politică, intelectuală, religioasă a României, da, interbelice, Aiudul, Jilava, Gherla, în primul rând aceste închisori. Și dacă ai amintit Sighetul, închisoarea elitei românești, așa cum am prezentat-o în această lucrare, sigur trebuie să spunem că în 1950, în luna mai, au fost arestați peste 180 de demnitari politici români, marea lor majoritate, care deținuseră funcții importante în statul român, care nu numai că deținuseră funcții importante, chiar și prim-miniștri ai României, de asemenea alături de ei o întreagă elită intelectuală, și o să pomenim imediat câteva dintre aceste nume, și a fost aleasă această închisoare de la Sighet, deoarece era o închisoare îndepărtată, lucru care îi scotea din București pe acești oameni care demnitari care erau cunoscuți sau foarte cunoscuți. De asemenea, s-a încercat într-o primă fază închiderea unora dintre ei la Galați, dar acolo au existat trei tentative de evadare, susținute chiar de către unii ofițeri care nu trecuseră în totalitate de partea regimului, și atunci s-a ales această variantă a Sighetului, care era o veche închisoare austro-ungară construită în secolul al XIX-lea, într-o zonă izolată a țării și foarte aproape de granița cu Uniunea Sovietică, deci dacă se întâmpla ceva, rapid puteau fi îmbarcați în vagoane și trimiși în Uniunea Sovietică, în Siberia. Dacă am amintit printre oamenii politici care au fost internați acolo și care și-au pierdut și viața, marea lor majoritate erau oameni trecuți de vârsta de 60 de ani, nemai spunând de Iuliu Maniu, unul din oamenii reprezentativi ai politicii românești interbelice, inclusiv ai perioadei de unire a României, a Transilvaniei cu România. El avea la vârsta în care a fost închis 75 de ani. Și foarte interesant, în procesul care i s-a intentat, lui Iuliu Maniu îi s-a
dat o pedeapsă de 154 de ani de închisoare. N-a trăit, se poate să-i execute, după 5 ani de zile, a murit la vârsta de 80 de ani. Am mai aminti acolo pe Ion Mihalache, un alt lider al Partidului Național Țărănesc, de asemenea pe Gheorghe Brătianu, pe Constantin Giurăscu, o serie de preoți și protopopi greco-catolici și ortodoxi. De asemenea, am mai putea să amintim numele celebrului deputat care a participat la Unirea României de la 1918, este vorba de Ilie Lazăr, un membru marcant al Partidului Național Țărănesc. Ilie Lazăr este foarte interesant că este unul din puținii care știa locul unde se află. Trebuie să spunem telespectatorilor noștri că ei când au fost puși în dubel, li s-au pus ochelari pe ochi, ochelari care nu aveau sticlă, erau cu tablă, au fost legați în dube, deci nu știau unde se află. Cum Ilie Lazăr a știut unde se află? Prin faptul că Ilie Lazăr a auzit clopotele bisericii din Sighet. Iar aceste clopotele bisericii din Sighet fuseseră dăruite bisericii de către familia sa. Acești oameni au fost șterși cu buretele, în sensul în care personalitatea lor a devenit nulă, iar toate marile lor creații politice, istorice, literare au fost șterse cu desăvârșire, nu au avut nume. Ei purtau numele de bandit 1, bandit 2. Spre exemplu, marele savant și academician Constantin C. Giurescu era banditul numărul 7. Și am să vă citesc un text cum i-a întâmpinat unul dintre gardieni pe acești deținuți într-o relatare pe care ne-o redă Camil Demetrescu. Iată ce spunea: bandit, tu aici n-ai voie să vorbești nimic, n-ai voie să strigi, n-ai voie să fluieri, n-ai voie să cânți, n-ai voie să te rogi, n-ai voie să murmuri, n-ai voie să bați în ușă, n-ai voie să bați în perete, n-ai voie să te caceri pe fereastră. N-ai voie nimic. De asemenea, existau coduri pe care numai direcția penitenciară de la București le știa. În momentul în care unul din deținuți murea, acest cod era transmis la București. Spre exemplu, la moartea lui Iuliu Maniu s-a transmis, a stins becul numărul 2. Este de-a dreptul monstruos că astfel de oameni care au constituit elita politică a României și care au creat România Mare și au creat o adevărată vervă culturală în perioada interbelică au sfârșit în acest fel. Gheorghe Brătianu, unul dintre cei mai reputați istorici ai perioadei interbelice, de altfel nici nu se cunosc cauzele morții lui, sunt 3 supoziții, fie că s-a sinucis, fie că a fost ucis, fie că a murit de boală, dar este iarăși un lucru extrem de interesant că după moartea lui familia a căutat mereu, chiar după ce s-a refugiat la Paris și Ioana Brătianu, au căutat mereu să afle cauza morții și să intre măcar în posesia unui certificat de deces. N-au putut să facă acest lucru un timp îndelungat, după care, spre surprinderea lor, în termen de câțiva ani de zile au primit 4 certificate de deces privind moartea lui Gheorghe Brătianu. Unul dintre ele era cel mai loven, spunea că a murit de insuficiență respiratorie. Regimul era extrem de crunt, bătăile, lipsurile, privațiunile, lipsa hranei, iar bajocura a continuat și după moarte, n-au avut parte de niciun fel de înmormântare, deși Sighetul are 3 cimitire, ei au fost înmormântați într-un cătun la Ciarda, pământul a fost nivelat, nici măcar în sicriu nu au fost puși, din relatările unora dintre cei care au trăit, și bineînțeles că acolo s-a ridicat o troiță la Sighet, pentru că este greu de a mai putea identifica printre cei care au murit acolo cei numele lor și care dintre ei au fost. În orice caz însă, Sighetul a reprezentat o închisoare total specială, pentru că a fost
o închisoare total închisă, în care nu a existat nici un fel de comunicare. Acolo nu s-au primit scrisori, nu s-au primit pachete, nu s-a comunicat din afară în exterior, în interior și nici din interior afară. Mai mult decât atât, iar este un caz celebru al marelui nostru economist, e vorba de Mihail Manoilescu, care era mort în închisoarea de la Sighet și a fost citat într-un proces la București să se prezinte pentru că urma să fie condamnat. Deci grotescul, barbaria și nepăsarea s-au îmbinat în această închisoare care până la urmă a dus la pierderea unor imense valori ale culturii și vieții politice românești. Da, eu aș completa spunând că de altfel la Sighet și nu numai la Sighet, dar pentru Sighet acum, pentru anii 1950-1955, niciun fel de certificate de deces nu s-a eliberat pentru nimeni. Abia începând cu 1957 au început să se elibereze astfel de certificate de deces la o presiune foarte mare a familiilor celor aflați în detenție. De asemenea, aș mai completa poate cu câteva lucruri. Sigur, ar fi foarte, foarte multe lucruri de spus, poate despre fiecare închisoare în parte, dar aș mai completa cu faptul că la Sighet și bine ați spus și dumneavoastră, trei lucruri au fost extrem de greu de suportat de către această elită, adevărată elită a României: foamea, frigul și izolarea. Episcopul Iuliu Hosu a consemnat în memoriile sale, am să citez două, trei fraze: la Sighet am văzut, am simțit și am trăit foamea. Se vorbește de atâtea ori de foame și nu ne dădeam și nu ne dăm destul de bine seama ce este foamea. În temnița Sighetului am învățat ce este foame. Pentru a vedea gradul de foame care era al tuturor același, pomenesc că ieșind să aducem apa de la robinetele din anticamera WC-ului, la ușă, în colț, era o mică cantitate de grăunțe de porumb, care au fost alese din fasole. Îmi venea să iau din grăunțe să le mănânc așa roase și crude, dar nu era cu ce să le rod, pentru că măselele pe rând s-au măcinat și au căzut. Și apropo de asemenea de foame, s-au găsit documente în documentele oficiale ale penitenciarului în anul 1950 rația unui deținut: 250 de grame de pâine 5 zile pe săptămână, 250 de grame de mălai 2 zile pe săptămână și câte? 50 de grame mălai zilnic pentru terci, iar pentru alimentele raționalizate zahăr 250 de grame lunar, ulei 50 de grame lunar și carne 250 de grame săptămânal. Iarna, în tot timpul iernii, alimentele de bază, citesc dintr-un document al Direcției Generale a Penitenciarelor: în tot timpul iernii, alimentele de bază, hrana deținuților în timpul iernii, hrana deținuților vor fi prazul, cartofii și varză. Veți folosi în cea mai largă măsură cartoful pentru alimentarea deținuților, pe considerentul că sunt supuși unei degradări rapide, având mai ales în vedere calitatea lor inferioară. Veți înlocui ceapa, arpacașul și fasolea prin praz în modul următor. Uitați cum, da, cum reglementa. Ceapa va fi înlocuită parțial prin praz care o va înlocui și la prăjit. Va fi micșorată rația zilnică de arpacaș pentru fiecare deținut, iar rația astfel micșorată va fi înlocuită parțial prin praz. În acest sens, în compoziția mâncării de praz vor intra și 25-30 de grame de arpacaș. Fasolea se oprește din consum, fiind lăsat ca o rezervă după epuizarea tuturor celorlalte alimente, pe considerentul că poate fi conservată în condiții bune. Datorită rezistenței, varza va constitui de asemenea un aliment de bază al deținuților pe tot timpul iernii. Sigur, însă, în preajma anului 1955, în contextul în care România intenționa, de fapt a și devenit membru al Organizației Națiunilor Unite,
s-au simțit unele îmbunătățiri în ceea ce privește regimul de viață al deținuților, inclusiv politici, dar numai în acest context, după care, sigur, urmează o serie de alți ani foarte crunți în penitenciarele din România. Mă refer la anii 1958, 59 și 60. În mod deosebit. Pentru că, de fapt, momentul care va fi, să spunem, nu neapărat un moment de cotitură, dar totuși un moment în care regimul va cunoaște o anumită relaxare, va fi în 1964, când din închisori vor fi eliberați cea mai mare parte a deținuților politici, și când vor fi închise o serie de lagăre de muncă forțată la care fusese redus zeci de mii de oameni. În orice caz, astăzi am încercat noi să ne referim un pic mai pe larg asupra închisorii de la Sighet, deoarece nu este o închisoare oarecare, este o închisoare a unei elite, închisoarea a unor mari personalități a lumii politice românești, dacă ne gândim la nu numai politice, dacă ne gândim, acum mi-au venit în minte patru mari istorici, este vorba de Constantin Giurescu, de Alexandru Lapedatu, este vorba de Silviu Dragomir și de Gheorghe Brătianu, care moare în această închisoare. Iată numai patru mari recunoscuți în lumea întreagă ca istorici. De altfel, Brătianu era apreciat, Gheorghe Brătianu, de a fi chiar unul dintre demnii urmași al lui Nicolae Iorga. N-a mai apucat să-și termine opera sa istorică pentru că a sfârșit în închisoare. Ne amintim de cardinalul Iuliu Hosu, care și el acolo era în închisoare. De asemenea, întreaga familie Brătianu, dacă ne referim la Constantin Brătianu și la Bebe Brătianu, care erau și ei, și la Dinu Brătianu, care erau și ei acolo în această închisoare, și ei urmași ai celebrilor brătieni, unul dintre ei, Constantin Brătianu, chiar și președinte al Partidului Național Liberal, vorbim de elita politică a Partidului Național Țărănesc, și sigur că de aici ne referim la Iuliu Maniu, la Ion Mihalache și de asemenea la Boilă Zaharia, fostul secretar general al partidului. De asemenea, îl întâlnim în închisoare pe doctorul Constantin Angelescu, îl întâlnim pe Mihail Manolescu, întâlnim pe Pantelimon Halipa, unul dintre cei care fusese omul de bază al Unirii Basarabiei cu România. Erau oameni periculoși, într-adevăr, punem între ghilemele, pentru că ei reprezentau o elită, reprezentau un model, iar aceste modele trebuiau șterse. De altfel, însă, termenul utilizat, îl mai repetăm încă o dată, nu aveau denumiri, ei se numeau bandiți. Și banditul de la 1 până la 180 sau fiecare dintre ei ce număr a primit. Orice tentativă de a comunica între ei, pentru că era o închisoare a tăcerii și acest lucru era elementul extraordinar de apăsător, dincolo de tortura fizică, de lipsa mâncării, de frig și așa mai departe, ei în acel moment tăcerea era un lucru iarăși extraordinar de greu de suportat și cei care îndrăzniseră să facă astfel de lucruri să mai comunice cu ceilalți, existau două celule speciale numite Neagra, acolo, la etajul 1 și la etajul 2 a închisorii, celulele 39 și 69, acolo unde cei erau închiși dezbrăcați, erau celule foarte, de dimensiuni foarte mici, fără lumină, fără aer, și la un moment dat directorul închisorii îl trimite acolo pe Ion Mihalache. Și el, un om în vârstă, lider al Partidului Național Țărănesc, Ion Mihalache este uitat acolo câteva zile, directorul închisorii crede că a murit și trimite pe un gardian să-l scoate de acolo și îl găsește întins pe burtă, cu capul spre ușă, dar în viață, și îl întreabă, dar ce face acolo? Și el spunea că respiră aer de sub ușă ca să poată să aibă un regim respiratoriu mai bun, pentru că acolo nici aerul nu exista.
Din nefericire, sigur că s-au petrecut lucruri care au pus în fața faptului și opinia publică nu cunoștea aceste lucruri, ele erau tăinuite cu foarte, foarte multă grijă, lucruri care s-au petrecut de un barbarism de nedescris. Și poate că, nu poate, ci în mod sigur, într-o emisiune viitoare ne vom referi la cel mai cumplit fenomen care a avut loc în penitenciarele românești, fără îndoială fenomenul Peitești, pe care îl descrie Ierunca într-o carte cu același nume, sau în cartea pe care eu v-am prezentat-o dumneavoastră. Da, sunt fapte de viață care... Evident, s-au întâmplat la Sighet și în toate închisorile comuniste. Ați spus că deținuții erau numerotați cu B1, B2. Aș spune că a existat un cod propriu și al deținuților și ei, la rândul lor, chiar cei de la Sighet, au numit pe unii gardieni tot cu B1, B2, B3, dar de data aceasta de la bestie, 1, 2, 3, sau J1, J2, J3, Jigodie și mai departe, și sau pur și simplu porecle date unor gardieni, precum Mongolul, Habsburgul, Pithecanthropus, Erectus, Păsărilă și așa mai departe. Și aș deschide, aș aduce în atenție foarte pe scurt acest aspect, pe lângă, evident că această suferință cumplită din închisorile comuniste, inclusiv de la Sighet, într-o oarecare măsură ar fi putut să fie mai mică sau mai umană, regimul de detenție să aibă forme mai firești, dacă nu ar fi existat zelul angajaților din penitenciare, al gardienilor, al ofițerilor, al comandanților din închisoare, pentru că pur și simplu foarte bune, foarte multe abuzuri și atrocități au fost comise într-o măsură destul de importantă ca urmare a propriilor inițiative ale acestor gardieni. Dar evident că tot regimul este cel care a favorizat astfel de manifestări în condițiile sistemului concentrațional românesc. Așa numiții torționari, despre care s-a tot vorbit în ultimii 20 de ani și încă se mai vorbește pe bună dreptate. Stimate coleg, îți mulțumesc pentru participarea la emisiunea de astăzi. Subiectul rămâne deschis în continuare, pentru că este un subiect dureros, dar care trebuie să fie cunoscut de către opinia publică. Stimați telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția care ne-o acordați și până la emisiunea următoare vă dorim toate cele bune!